Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Cu puțin timp în urmă, Jador i-a mobilat toată casa fratelui său. Acesta nu se aștepta, iar totul a fost filmat, asta e a mea. Mamă! Eu nu știu dacă am contribuit cu 5% aici, doar muncă, în rest au fost el și tata. Eu sunt un om simplu, atât. M-am doar pe mine și pe soția mea și toți cei care sunt lângă mine. Wow, cât e de frumos! Aici o să îmi pun eu cămășile pentru biserică. Super frumos! Cât e de frumos, nu, asta e bucătăria visurilor mele. Mamă, asta e bucătăria pe care mi-am dorit-o, a mărturisit fratele lui Jador. Noi suntem niște oameni simpli. Nu a visat nimeni că eu o să ajung așa și că o să-i pot ajuta. Nici eu nu am crezut. Am crezut în visul ăsta mereu, dar niciodată nu am crezut că o să se materializeze. Eu mă bucur mult că pot să fac asta cu ei, inclusiv cu tata. Pentru fiecare membru al familiei în parte am proiectul lui. Pentru asta muncim, pentru asta a muncit și tata, pentru asta am muncit și eu. Banii e ușor să-i dai, dar munca depusă de tata și stresul și implicarea lui. Tata e un om extraordinar. A declarat Jador. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.